Situația din spatele blocului 4, cartierul Rodnei, a fost sesizată pe forumul ziledereghin.ro. Bună ziua, domnule primar! Locuiesc în Rodnei, bloc 4. Este inacceptabil ce se întâmplă aici. Se aruncă gunoaiele de pe geamul de la balcon și totuși suntem în mijlocul orașului. Nu se poate așa ceva. Nu se pot lua măsuri. Mai sunt și alți locatari care dau de mâncare la porumbei. Nu poți lăsa nimica pe balcon că este plin de găinați. Chiar nu se poate face nimic? Domnule primar, este mai rău ca în Apalina. Toți pomii sunt plini de pungi de gunoi, cum se aruncă de sus. Suntem în secolul 21. Nu se poate așa ceva. Vă așteptăm să luați măsuri. Vă poate confirma și doamna de la magazinul de la parter cum se aruncă și se aruncă oasele pe geam și i-a dat cu osul în cap la un trecător anul trecut. Blocul 4, un locatar. Pornind de la această sesizare, o echipă de reporteri a fost în zonă de mai multe ori în ultimele zile. Aproape de fiecare dată era măturat și doar câteva ziare zburate de vânt de la tomberoanele din zonă se puteau vedea pe alee sau în spatele blocului. Oamenii din imobil ne confirmă însă că de multe ori este multă mizerie. Cine știe, poate unii își exersează calitățile de aruncător la coș sau la container. Am înțeles că e multă mizerie de obicei aici. Da, da. Fiecare zi așa e bine, oamenii rostogolesc din container, după aia vântul zboară. Ce să faci? Există sesizări și că de sus, din bloc, s-ar arunca mizerie jos? Da, 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 că mai găseam și sarmale și varză, așa. Și da, da, adevărat. Păcat că nu veniți câteodată dimineața, așa, în dimineață, așa. Sau după sărbătorile, când oamenii fac mâncare mai mult. Ce ar trebui să se facă să nu se mai întâmple așa ceva? Nu știu. Oamenii ar trebui educați. Acum dumneavoastră văd că căpăliți, sădiți. Un meu liber așa și când am timp, mai pute în flor, așa una alta, dar ar ținut pe stradă. Numai atâta pretenție aș avea, că măcar o post așa că am căpălit, dincolo zburat cutia jos. Am înțeles că e foarte mare mizerie aici, în zona asta și pe lângă bloc. Ce să vă spun? Ar trebui dus mai des, dar păi... Eu stau la parter și nu pot să... Am văzut aruncându-se și acolo în grupul de flori, dar n-am văzut niciodată persoana care o arunca sau aruncă. Ce e de făcut? Păi nu știu, de multe ori m-am gândit, vin și țigani aici. Și răscolesc totuși, lumea aruncă aici așa civilizat și după un ceas e plin cu hârtii roata aici. Cineva ar trebui să vină cel puțin așa din când în când să observe treaba asta și să le facă observație. Cineva care au autoritate, că noi nici nu îndrăznim să spunem nimica. Astăzi, aproape deloc mizerie în această zonă. Noi apreciem sesizarea și promitem că vom urmări acest subiect până în momentul în care îi vom descoperi pe cei care fac aceste gesturi necivilizate. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Gal Botond.